bună dimineața, astăzi suntem în data de 25 și ce credeți, am plecat spre spital. De ce? Pentru că astăzi o să nasc, deoarece fetița nu a vrut să vină mai repede și la termen. Am decis împreună cu doamna doctor să optez pentru cezariană. Mi-am pregătit buletinul de analize. Geanta pentru bebe este aici, a mea este acolo, iar soțul meu este aici, care conduce și cred că are emoții mai mari decât mine. Dar de ce îmi spui și mie că am emoții, că și mi-a spus și ăla de la magazin, tăticule, emoții, dar eu sunt calm, încă nu-mi tremură mâinile așa rău să zici că am emoții. Nu știm ce ne așteaptă, suntem emoționați și nerăbdători să vedem cum arată fetița noastră, după care am așteptat încă din prima zi în care am aflat că e însărcinată. Trebuie să facem o grămadă pregăteală, să ne pregătim pătuțul, să ne pregătim căruțul. Să pregătești, că eu nu sunt mai pregătesc. Eu să ne aștepte toate așa cum trebuie și haideți că o să ne vedem când o să ajungem la spital și bineînțeles după ce o să nasc, așa că rămâneți aici să ne urmăriți. Bum. După cum v-am promis, de fapt v-am promis că vă fac să râd. Pe bune, încerc să filmez videoclipul ăsta de atâta timp, vă spun sincer. Continu. Doar că soțul meu o filmează și mi se pare super amuzant că îl bufnește râsul în spatele camerei. Mă simt cumva la o televiziune și... Eu eram obișnuit să am prim plan și mi se pare ciudat să devin cameraman din Megastar Răjală. Continuă. Da. V-am promis că o să fac videoclip când o să ajung la spital, înainte să nasc. Inclusiv în zilele în care am fost internată. Și după naștere. Și după naștere. Dar din păcate am apucat să fac doar înainte de operație, iar după a fost totul așa foarte din scurt. Spre exemplu, am ajuns la ora 10 dimineața la spital, iar după un control cu doamna doctor, am hotărât să intru să fac niște analize. Înainte de toate, poți să spui și spitalul la care ai fost, să-l recomanzi dacă ți-a plăcut spitalul? Am născut la Spitalul Filantropia cu o doamnă doctor excepțională pe care o am, care m-a luat în supraveghere de la 7 luni ale sarcinii. Cum o cheamă? Doamna Georgiana Hotăranu se numește. Țin să vă anunț că a fost cumva, nu știu, mi-au spus că o să trebuiască să fac niște analize înainte să intru în sala de operație, dar de fapt asta a fost o, nu știu cum să zic. O vrăjeală. O vrăjeală. Ca să nu te ai emoțiile. Bun, da, ca să nu am emoții și probabil să intervină panica aia de dinainte de naștere. Nu pot să vă spun, multă lume m-a întrebat ce am simțit înainte să intru în operație. Nu am simțit absolut nimic pentru că nu am știut. Mi s-a spus foarte clar, o să trebuiască să facem niște analize, după care o să te întorci aici unde ai telefonul și toate lucrurile, o să te punem noi să-ți anunț soțul înainte să intri în emisiune. În emisiune, Doamne ferește, în operație. În emisiune n-are cum să intre, da, și după cum spunea așa, eu așteptam între timp mesaj, pentru că i-am spus, înainte să intri la naștere, dă-mi și mie un mesaj ca să mă pregătesc și eu sufletește, emoțional, în toate felurile. Bun, zis și făcut. A intrat fata în operație instant, au trecut 10 minute, 15 minute, 20 minute, nu suna. M-am panicat, cine știe ce am crezut, bă, nu mai ia la naștere, poate nu-i dă naștere. Și într-un final m-a sunat la final, dar până atunci să continue povestea. Că tot vă spuneam pe rețele de socializare că eu o să nasc natural. Am fost ferm convinsă că așa se va întâmpla, dar din păcate, când am ajuns la ziua de control, aveam deja 39 de săptămâni, fetița nu avea de gând să vină, colul meu era încă foarte lung, deși era puțin deschis. Știți foarte bine că am avut probleme în sarcină, dar se pare că spre final fetița nu a mai vrut să apară când ar fi trebuit. Iar doamna doctora observat o problemă, să-i zic așa. Deja placenta mea a început să se îmbătrânească și am hotărât să intru în cezariana de urgență. După cum v-am zis, nu am apucat să anunț, a fost totul pe scurt. Poți să ne spui ce înseamnă placenta îmbătrânită, dacă știi? Placenta îmbătrânită înseamnă... Poate sunt oameni curioși care o să treacă prin chestiile astea și să știe și ce au de făcut. Placenta e locul în care stă copilul și la un moment dat lichidul ăla poate să se înverzească, poate să se întâmple anumite chestii și nu știu, e ceva, nu știu cum să explic, adică eu înțeleg, dar nu știu să explic în termenii noștri. Era deja foarte târziu pentru ea, ar fi trebuit să iasă, doar că nu-i dădea voie acolo. Da, nu am reușit să nasc natural și de asta am ajuns la cezariană. Bun, povestește-ne când te-au băgat în sală ce s-a întâmplat.
m-au... Care au fost etapele? Mințit, între ghilimele, că o să trebuiască să fac niște analize, dar de fapt nu a trebuit să fac nicio analiză. Am intrat acolo într-o sală, am văzut, nu știu, m-am simțit, eu am fost la prima operație, n-am făcut în viața mea niciuna și nu știam cum arată un cabinet, o, mă rog, o sală de operație. Și dintr-o dată mi-au spus să mă așez, eu tot întrebam ce se întâmplă, trebuie să-mi anunț și mi-au zis doar, au fost foarte multe persoane tinse, cred că au fost între 7 și 10 persoane acolo, nu mai țin minte exact, și o doamnă, mă rog, moașa de la spital, mi-a luat umerii, m-a pus să mă plec, m-a ținut de cap și mi-a zis, adică asta a fost anestezia, nu știam că o să mi-o fac atunci, probabil ca să nu mă panichez, mi-a zis doar nu-ți mișca capul și am simțit dintr-o dată un ac în spate. În următoarele 10 secunde mi-a amorțit corpul și doar întrebam, ce se întâmplă acum, nasc, vreau să-mi anunț soțul, lasă-o să-l anunț după ce naști. Și asta a fost tot, m-au așezat pe spate, au început toți doctorii, adică țin să vă anunț că este un spital deosebit. Din punctul meu de vedere, am fost foarte mulțumită, totul sterilizat, doamnele doctor s-au dezinfectat și-au pus mănușile aceea pe cap, s-au îmbrăcat... Boneta aia, ce doamne ardu! Da, s-au îmbrăcat în salopete din acelea speciale și erau foarte, foarte multe persoane care o ajutau pe doamna doctor. Inclusiv eu am avut o doamnă asistentă foarte drăguță care a stat cu mine și a vorbit și o moașă care au vorbit cu mine pe tot parcursul operației și îmi spuneau, acum o să te tai, acum o să simți un disconfort, acum o să scoatem fetița și așa mai departe. V-am zis, mi-au făcut anestezia, m-au dat cu betadină pe tot corpul, nu știam ce se întâmplă, eram, nu știu, v-am zis, mă simțeam exact ca într-un film. Partea cea mai proastă a fost că mi-a pus acel tub de oxigen la nas și, de fapt, nu tub, știți voi. Nările alea. Da. Și simțeam că nu pot să respir, v-am zis, cu anestezia, am amorțit imediat, nu am simțit absolut nimic în timpul operației. Iar în momentul în care mi-au zis, uite, acum o să simți un mic disconfort pentru că o să scoatem fetița, nu vedeam să cred pentru că eu nu simțeam absolut nimic, nu vedeam, aveam un paravan în față, doar la un moment dat m-am uitat la becurile care erau deasupra capului meu și m-am panicat foarte tare pentru că am văzut cum îmi tăia cele 7 straturi de piele și am renunțat să mă uit. Între timp țin să vă anunț că mi-am făcut 3 sau 4 rugăciuni și cam asta a fost. Operația a decurs în jur de 45 de minute, pot să zic. Cam o oră. Iar cu tot. În momentul în care am auzit fetița plângând, deci credeți-mă, e un sentiment inexplicabil. Deci mi-au dat lacrimile instant și plângeam în continuu, în continuu, în continuu. Luaseră, au adus fata, am pupat-o. N-am apucat să văd foarte bine cum arată, că eram fășată, așa era foarte drăguță. Am pupat-o odată, a început să țipe, mi-au mai adus-o încă o dată să o pup. Și au zis că e cea mai gălăgioasă fată din ospital. Am luat nota 10 la naștere pentru că a fost foarte, foarte, foarte gălăgioasă. Iar apoi au plecat cu fetița și efectiv încercam să mă controlez pentru că erau doamnele asistente acolo și se uitau la mine, iar eu plângeam și mi se părea, nu știu, într-un fel că... Nu că exagerez, mi se părea că trebuie să mă opresc din asta și efectiv nu schițam absolut nimic, dar îmi curgeau lacrimile în continuu și auzeam în continuu în capul meu cât timp au cusut, că a mai durat, să zic, 15-20 de minute, auzeam plânsul ei. Iar după toate astea am ajuns în sala de terapie intensivă, unde m-au conectat la toate aparatele să vadă dacă totul este în regulă, să-mi monitorizeze tensiunea și așa mai departe. Partea cea mai nasoală la cezariană, cred că majoritatea știți despre ce e vorba, cele care ați făcut, e toaletajul acela pe care ți-l face imediat după naștere, când ajungi la terapie intensivă. Deja ajunsese și soțul meu la mine cu cumnata mea, văzuseră fetița. I-au pus să iasă de acolo pentru că nu aveau voie să asiste și a fost o chestie foarte ciudată, m-a masat pe burtă, m-am panicat foarte tare pentru că la un moment dat a început să curgă ceva din mine și se umpluse tot cerceaful ăla de acolo și nu știu, a fost foarte, foarte, foarte ciudat. După aceea au plecat, am stat 6 ore la terapie intensivă, după care am fost dusă în salon și a trebuit să îmi văd fetița, dar din păcate doamnele doctor nu mi-au spus atunci sau doamnele asistente, fetița deja înghițise puțin lichid și a trebuit să stea mai puțin la monitorizare. Iar mai puțin sau mai mult? Să stea puțin la monitorizare. Okay. Și de asta nu mi-au adus-o din seara în care am născut, pentru că de regulă așa era. Am avut și sonda aceea, știți voi, pe care vă bagă ca să faceți
să vă faceți nevoile, care a fost groaznic să o țin. De ce că nu te-a durut? 12 ore, dar de frică, numai gândul meu că era băgată pe acolo, înțelegeți voi, și că trebuia să mă dezamorțesc ca să mi-o scoată, am decis să o scoată mult mai devreme, cu câteva ore înainte, și a fost mult mai bine. Doamnele asistente au fost foarte, foarte drăguțe, au mers cu mine, m-am ridicat, au fost cu mine până afară, doar ca să vadă că este totul în regulă, și după aceea am scos-o. Iar, cum v-am zis despre fetiță, înghițise un lichid, mi-au spus de-abia la externare că ar fi trebuit să-i fac spălături stomacale, dar a fost foarte, foarte puternică și a vomat, să spun așa, tot lichidul pe care îl înghițise. Și apoi a urmat partea proastă. Eu nu am mai apucat să mai filmez absolut nimic, cum v-am promis, pentru că țin să vă anunț, nu am putut să merg singură la baie, nu am putut să mă schimb, nu am putut să mă piaptă în două zile, nu m-am spălat pe dinți, ceea ce în fiecare dimineață mă spălam pe față, mă dădeam cu cremă și așa mai departe. Nu m-am simțit în stare să fac absolut nimic. Făceam calmante din 6 în 6 ore, dar în momentul în care mi-au adus fetița, următoarea zi am fost atât de fericită încât atunci, în momentul în care se punea pe plâns, încercam din răsputeri să mă ridic, nu aveam forța necesară. Mă țineam de o mobilă care era lângă patul meu și de pătuțul fetiței care era lângă mine și cu greu reușeam să mă ridic, dar, nu știu, în momentul în care plângea ea, simțeam așa o putere mult mai mare și am reușit. Nu am mai apucat să filmez absolut nimic pentru că eu am fost externată foarte repede. Duminică la ora 48 de ore. Da, duminică la ora 12 am născut, iar marți la ora 2 eram deja acasă cu fetița și cu tăticul nostru. Iar de atunci a început chinul. În momentul în care mi s-a dezamorțit corpul și am început să simt durerile, nu puteam să mă ridic din pat. Nu am putut să merg, nu am putut să merg singură la baie, dar cum am un soț excepțional, credeți-mă, nu mă așteptam o secundă. Nu mă așteptam o secundă să fie atât de grijul meu. Super, nu te așteptai. Stai să zic de ce. Tu ești foarte așa, spre exemplu, când mergem cu Oscar afară, Oscar cățelușul nostru, știți? Eu trebuie să-i strâng nevoile de pe stradă, pentru că lui este foarte, foarte silă să facă chestiile astea. Dar cu mine a fost atât de, cum să vă zic, m-a ajutat foarte mult, a mers la baie cu el, m-a schimbat, mi-a făcut baie, pentru că eu nu știu cum v-ați recuperat voi după cezarean, dar la mine a fost groaznic. Nu puteam să-i ridic piciorul să intru în cadă, m-a băgat în cadă, de fiecare dată când aveam nevoie să mă ridic din pat, mă ridica el. Când fata trebuia să mănânce, îi dădea el să mănânce, el a schimbat fata și știți foarte bine mulți dintre voi că spunea pe live-urile pe care le facem că el niciodată nu o să schimbe fata pentru că îi se pare scârbos și așa mai departe și că o să o schimb doar eu, dar nu este adevărat, doar el face lucrurile astea. Nu știu ce să vă mai zic, a fost... Cam asta a fost experiența ei cu nașterea. A fost foarte grea recuperarea, dar cu toate astea acum sunt mult mai bine și fetița mi-a dat așa putere să trec peste și soțul meu este lângă mine și ne iubește și noi îl iubim pe el și vă doresc o zi bună și îmi pare rău că nu am postat videoclipul mult mai devreme, dar v-am promis că astăzi îl voi posta. Da. A trebuit să o conving, a trebuit să-și revină după dureri ca să poată să facă videoclipuri pentru voi. Eu am încercat din primele zile să-i spun, du-te, fă videoclipul, că oamenii așteaptă, oamenii sunt curioși să vadă cum a fost nașterea, cum te-ai recuperat, toate detaliile astea. Vor urma videoclipuri cum preparăm mâncarea la fetiță, vor urma videoclipuri cum avem grijă de fetiță, iar în scurt timp probabil o să vă arătăm videoclipuri și cu fetița, când o să o schimbăm și cum o să avem grijă de ea. Rămâneți aproape de noi, dați acolo un like, un comentariu și un subscribe, să fiți alături de noi, să vedeți fiecare vlog care o să urmeze probabil nu zilnic, dar cel puțin la 2-3 zile o să postăm vloguri și o să vedeți mult mai multe despre viața noastră. Vă pupăm, vă respectăm, vă iubim și vă dorim o zi bună tuturor! Pa!